Partidul Democrat din Moldova este împotriva federalizării țării, idee promovată de socialiști și președintele Igor Dodon. PDM consideră că aceasta nu este o soluție care contribuie la reîntregirea țării, ci mai degrabă duce la divizare. Într-un comunicat emis de formațiune se precizează că federalizarea este o abordare care poate tensiona și duce pe o direcție greșită și periculoasă procesul de negociere. Democrații consideră că soluționarea conflictului transnistrean se poate face doar prin dialog în formatul 5+2. PDM declară că va susține caracterul de stat unitar al Republicii Moldova și va depune eforturi orientate spre reîntregirea teritorială a țării, fără a fi prejudiciată integritatea ei.